avem spectatori la evenimentele sportive. Foarte multe cluburi ne-au adus la cunoștință că le este foarte greu să-și susține economic activitatea. Și pentru aceasta, în acest scop, am venit cu o susținere cu o reducere de 80% a tarifelor de închiriere pe sălile de sport și facilitățile sportive din subordinea municipiului până la finalul sezonului competițional 2020-2021. Această reducere se aplică atât la evenimentele sportive, la organizarea evenimentelor sportive, cât și la antrenamentele pe care, în limita a două antrenamente pe săptămână, pe care cluburile ce reprezintă Brașov în competiții naționale le desfășoară. Cred că este o măsură de care sportul brașovean are nevoie, este o măsură care se referă la următoarele luni, până când vom avea acel ghid de finanțare pentru proiecte sportive adresat tuturor cluburilor brașovene, din care vor putea să-și suporte inclusiv aceste cheltuieli. Avem o competiție dedicată copiilor, Children Trophy, și avem SES Cup. Sunt două competiții care deja construiesc o tradiție de găzduire din partea Poliniei Brașov a unor astfel de competiții în calendarul internațional al Federației Internaționale de Schi. Competiții în care noi suntem parteneri atât cu Asociația Poienarilor, Hotelierilor și Agențiilor Economice din Poiana Brașov, dar și cu Federația Română de Schi și Biatlon. Pe această cale vreau să spun că mă bucur că printr-un efort colectiv, printr-un demers în care au fost implicați atât Municipalitatea Brașov și Clubul Sportiv Corona, cât Ministerul Tineretului și Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, am rezolvat și problema înscrierii Anii Cail, sportiva noastră a Clubului Sportiv Municipal Corona, la campionatele mondiale din luna februarie. Este un subiect care a stârnit foarte multe reacții în spațiu public și mă bucur că printr-un efort conjugat am găsit